Haide, este data de 14 iunie. În primul rând, să nu uitați că astăzi avem decizia de politică monetară a Băncii Europene și mai târziu președintele Draghi va avea o conferință de presă. Acum să trecem direct la grafice. Încep cu euro-dolarul. Am spus și ieri și alaltăieri că s-ar putea să avem, să mai avem de-a face cu un picior de corecție. După cum se vede, ieri piața a închis în creștere, iar astăzi continuăm și cotația se menține destul de stabil peste nivelul de 1.18. Iar dacă ne uităm un pic la structura graficului, am putea avea o corecție de tip ABC. Scuze. A, B și C. Iar nivelul care ar putea să ne intereseze ar fi acesta de la 1.2. De asemenea, vreau să vă arăt ceva foarte interesant. S-a întâmplat pe toate paritățile dolarului american. Și anume această întoarcere, deci această codiță lungă a lumânării pe 4 ore, întâi dolarul s-a devalorizat, iar în momentul în care a ajuns în zona acestui nivel de suport, cumpărătorii au intrat agresiv în piață, ducând paritatea din nou către acest 1.18. Acest lucru mă face să cred că chiar este foarte probabil ca să mai avem un de-a face cu un picior de corecție, de creștere. GBP/USD. La fel pe 4 ore se vede această codiță, deci tentativa de întărire a dolarului american și apoi revenirea nu este la fel de agresivă ca în cazul euro-dolarului. Trecând pe graficul daily, ieri piața a închis cu acest pin și aici putem să ne așteptăm să mai aibă loc o creștere și aici pare să fie o corecție de tip ABC. Dar în cazul lirei tot am atras atenția asupra acestei zone dintre 1.35 și 1.36, unde eu cred că piața se va opri și aici ar trebui să căutăm oportunități de sell pentru continuarea scăderilor. În opinia mea, lira are de scăzut destul de mult, cel puțin atâta vreme cât paritatea se menține sub această zonă de congestie, sub 1.35-1.36, trendul este short și este short agresiv. NZD/USD. Aici, la fel, avem această consolidare din ultimele zile pentru a ne aștepta ca piața să continue ascendent și să își continue corecția. Ar trebui să avem o închidere zilnică peste acest nivel de 0.7050, deci undeva pe aici. În acest caz, am putea să ne așteptăm la o continuare a creșterilor către nivelul de 0.72. O să închei cu AUD/USD. Aici, spre deosebire de celelalte parități, mă aștept ca să avem aici să avem de-a face cu un top dat de paritate. Și dacă piața va merge ascendent, asta în cazul în care dolarul se va devaloriza, s-ar putea căuta oportunități de vânzare în zona aceasta de 0.7650. Deocamdată piața scade, AUD-ul fiind valuta cea mai slabă astăzi, am impresia.
Dar mă aștept, cum am spus, dacă dolarul se va revaloriza, să aibă un efect și în paritatea AUD/USD și să se îndrepte către acest nivel de rezistență, ceea ce ne-ar oferi nouă un punct foarte bun de intrare short. Cam atât pentru acest video. Nu uitați să dați subscribe și să apăsați acel clopoțel pentru notificări. Vă doresc mult succes în tranzacționare. La revedere!